A fost asigurat un stoc suficient de medicamente, dar și de echipamente de protecție și dezinfectanți. Vor fi asigurate toate liniile de gardă. Nu vor fi afectate de zilele libere nici gărzile la domiciliu, astfel încât toți pacienții care vor ajunge la spital cu urgențe medicale să beneficieze de investigațiile necesare și tratamente eficiente. Doar programul ambulatoriului de specialitate va fi afectat în timpul zilelor libere. Pacienții care vor să meargă la consultație în policlinică trebuie să știe că aceasta va fi închisă de vineri 22 aprilie până luni 25 aprilie. Ambulatoriul de specialitate se va redeschide marți la ora 8 dimineața. Facem apel la constanțeni, dar și la turiști să respecte o serie de reguli, astfel încât să aibă parte de o mini-vacanță reușită, fără vizite nedorite la camera de gardă. Fiți prudenți în trafic, evitați locurile aglomerate, fiți responsabili și respectați în continuare regulile impuse de autorități. Atenție la cum combinați preparatele tradiționale, nu faceți excese.